dragii telespectatori, suntem la început de weekend, vă spun tuturor bună ziua și bun găsit. S-a încălzit afară, s-a încălzit foarte rău afară, sau foarte bine. S-a încălzit, este bine, zicem noi că este bine, poate și mai rău. Când mai dă câte o poecică, simțim mai respirabil. O să vedem, o să ducem, să spunem, dorul primăverii așa mai răcoroase. Dragi telespectatori, m-am gândit eu că astăzi, fiind vineri, de fapt nu m-am gândit eu, s-a gândit invitata mea, ca să fiind vineri să propunem o temă mai ușoară și să spunem și digerabilă, ușor digerabilă, dar presupune foarte mult. Ați văzut ce scrie acolo. De la femeie la femeie. Păi cu cine puteam eu să vorbesc de la femeie la femeie? Numai cu doamna doctor Florinela Bălan. Vine de la Pitești, numai luna o găsim la Râmnicu Vâlcea, dați-mi voie cu toată bucuria să-i spun din nou bună ziua și bun venit. A cam lipsit, dar recuperează vinerea viitoare. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor. Bună ziua pentru dumneavoastră și pentru telespectatori. E o plăcere să vă mulțumesc. Văd. Să știți că m-am întâlnit cu foarte mulți telespectatori, asta este feedback-ul emisiunii pe care l-am. Și a fost o bucurie să aud când mai vine doamna doctor Florinela Bălan. Și le-am spus, uitați-vă în vinerea aceasta și uitați-vă și vinerea viitoare că va fi aici alături de noi. Că tot mă întreabă doamna doctor ce înainte de a se așeza confortabil, acum v-au văzut, mă tot întreabă, știți, doamna doctor are acolo niște aparate și ne vede și ne dă picături, dar cum sunt picăturile alea? Doamna doctor, haideți până când se așează ei așa liniștit în fotoliile lor, să le mai spuneți puțin despre acele aparate și despre ce înseamnă homeopatia aceasta și ce fac. Și după aia trecem de la femeie la femeie. Să știți că m-am gândit foarte mult când ați propus acest titlu, zic, bă, ce implică? Dar oricum, mă voi descurca în emisiune, dragi telespectatori, și cu ajutorul dumneavoastră, doamnelor, și de ce nu și al dumneavoastră, domnilor. Acum, fiind femeie, o să vă descurca sigur. Că, știți, e vorba despre femei. Și apropo că subiectul așa, știți, fiindcă o să vorbim astăzi și despre dereglările, despre partea ginecologică, despre bolile femeilor, e un subiect fierbinte, apropo de căldura de afară. Și trebuie să știți că, într-adevăr, eu lucrez cu picături care sunt esențe, sunt cocktailuri de plante, care sunt foarte ușor de administrat și mai ales naturale. De asemenea, avem aparate, cum spuneați dumneavoastră, unul din ele este electrosomatograf, celălalt este Raiocomp 1000 polar și la sfârșitul lunii acesteia o să suplimentăm iar cu un fel de nou aparat cumva, un nou modul la aparat. Și ce vreau să spun este că, într-adevăr, această aparatură nouă pe care o avem și metoda aceasta holistică pe care o promovez eu, pentru că nu sunt singurul medic de medicină holistică din țară și din străinătate, trebuie să știți că tratează problemele, să zicem, femeilor, că astăzi despre asta vorbim, afectările, să zicem, organelor de reproducere ale femeilor, într-un mod natural, reglează partea hormonală fără alți hormoni, cum se obișnuiește de obicei medicina obișnuită, adică cu niște beneficii extraordinare. Și care lucrează nu numai, să zicem, în fizic, dar lucrează și în planul emoțional și sufletesc al femeilor. Pentru că trebuie să știți că femeile sunt un pic mai sensibile, sunt un pic mai, eu știu, acolo și când au o problemă, de exemplu, noi nu trebuie să ne uităm decât la partea ei, să zicem, fizică. Trebuie să vorbim și despre partea, să zicem, sufletească a acelui aspect. Doamna, tot nu știu dacă mai suntem observate ca fiind niște ființe sensibile. Nu știu dacă, păi iertați-mă, în goana aceasta, în nebunia aceasta de zi cu zi mă uit așa și stau și văd femei care își trag copiii de mână, nu sunt observate, femei care își duc bagajele în mână, femei și iar femei. Și parcă s-a făcut așa o egalizare între femei și bărbați. Nu mai văd, sau poate nu am eu astăzi o stare bună așa. Nu știu, dragi telespectatori. Mie nu mi se pare. Nu știu, dumneavoastră priviți altfel medicul de medicină holistică, femeia. O vedeți femeia cu tot ceea ce implică. Femeia mamă, femeia copil, femeia iubită, femeia care dă naștere vieții, dragi telespectatori. Pentru că dacă e să vorbim de la femeie, de aici pornește totul. Cea care dă
viață vieții, nu știu cum să vă spun. Da, pentru că dacă stăm să ne uităm așa care este rolul femeii de fapt, trebuie să știți că medicina holistică ea trebuie un rol puțin mai mare decât, să zicem, medicina obișnuită. Și vă spun și de ce. Pentru că spuneam la un moment dat și în alte emisiuni că puiul de om este conceput între iubirea dintre o mamă și un tată și ei asigură așa cumva partea fizică sau ei alcătuiesc, contribuie la partea fizică, la partea materială, să zicem. Uneori poate și la defectele din spate. Știți că de obicei părinții mai dau și alte lucruri din spate, din păcate. Iar partea esențială în a concepe copilul vine dinspre suflet, adică dinspre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să știți că dacă ne uităm la această combinație între ei, care de fapt este, a cărei rezultat este formarea copilului. Aici, în trei, vedem așa, marea importanță a lui Dumnezeu, care este creator, dar mai vedem o mică creatoare, care, această mică creatoare este femeia, mică, mare, creatoare, care ea este pe locul doi, pentru că ea este cea care concepe în pânte cu ei copilul. Știți? Are o contribuție, să zicem, cumva mai mare, nu numai prin durerile nașterii. Dar trebuie să știți că acolo este ceva mai multă esență cumva, ca în corpul tău propriu să apară un nou pui de om, este ceva mai multă valoare. Deci însuși Dumnezeu i-a dat un pic mai mult ca responsabilitate. Și trebuie să vedem acest lucru noi ca femei. Și responsabilitatea noastră, de exemplu, legat de faptul că din noi iese copilul, o să vedeți că în medicina holistică lucrul ăsta are o implicație foarte mare. O să vedem, de exemplu, că sunt foarte multe boli și am avut zilele trecute o asistentă medicală dintr-un alt oraș care a venit la mine cu un sindrom Down, cu un copil cu sindrom Down. Și vreau să vă spun că am lucrat foarte mult. La noi în clinică se evaluează și copilul, dar și mama bonus. De ce? Pentru că există cordoane energetice, sufletești, emoționale, mentale, între copil și mamă. Până la vârsta de 7 ani, copilul se hrănește energetic cumva din energiile mamei, dar și după, ca idee, dar vreau să spun. Și atunci este foarte important să vedem dacă nu cumva energia mamei este negativă și acest lucru afectează copilul, pentru că eu am niște rezultate incredibile când tratez copiii cu mici probleme, să zicem, în sensul că pot să vindec foarte bine copilul sau mult mai bine copilul dacă tratez simultan și dizarmoniile mamei. O să vedeți că în momentul în care vindec mama, se vindecă și copilul, ceea ce se ajunge la concluzia că au legătură și că, de fapt, cumva copilul preia mult din aceste energii ale mamei și poate fi una din cauzele acestor dereglări ale copilului. Iată cum femeia este, cum să zic, mai importantă. Starea ei este foarte... Dereglarea starea ei poate să afecteze foarte mult copilul. Și vreau astăzi, împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii, să începem să vedem, de fapt, valoarea acestui lucru și că, de fapt, mama are o mai dublă responsabilitate. Da, pentru că ați vorbit de responsabilitate, știți, de cele mai multe ori se spune că cea mai mare responsabilitate stă pe umerii bărbatului. De ce stă pe umerii bărbatului? Că el este cel care aduce, cum se spune, materialul acasă. Nu este chiar așa, pentru că și noi aducem ceea ce înseamnă materialul acasă, dar nu vă gândiți că responsabilitatea, îmi vine să spun, nu dublă, parcă este triplă, parcă este înmulțită responsabilitatea. Ca să crești un copil, să-i dai viață, să-l faci, să ai o grijă, nu știu, e o responsabilitate imensă, doamna doctor. Da, eu acum n-aș vrea să facem așa o departajare, așa știți că, deci nu femei contra bărbați. Aici poate facem emisiune și despre bărbați altădată. Știți că ar fi bine, așa ca să echilibrăm. Eu, da, doamna... trebuie să avem un bărbat la mijloc și să spunem bărbat lângă femeie sau că de la bărbat la bărbat nu... O să o titulăm altfel, dar o să vorbim despre bărbați. Pentru că să știți că medicul de medicină holistică, fie că el bărbat sau femeie, tot se confruntă cu problemele și ale femeilor și ale bărbaților. Adică noi suntem cam neutri, așa știți, în cabinet. Nu ne permitem să fim femei sau bărbați. Privim cumva neutru toată problema. Dar eu vreau să spun astăzi este că trebuie să începem să vedem responsabilitatea femeii și importanța ei. Pentru că, fiind o emisiune așa mai mult despre femei astăzi și ne ascultă foarte multe telespectatoare, trebuie să începem să vedem că, de fapt, noi, în primul rând, suntem cele care perpetuăm specia. Foarte important acest lucru. Sexul dă bărbatul, dar femeia este cea care face concret acest lucru. De asemenea, în momentul în care se naște, practic, copilul, într-adevăr, grija, purtăm și grija până la
8 ani și până la 18, de fapt, ani, pentru că mama este cel care hrănește, alimentează, îi face lecțiile și îl ajută la lecții și toate astea. Și de asemenea, asta spuneam, că starea de sănătate a mamei, sau să zicem cumva, poate karma mamei, sau poate să zicem problemele din spate ale mamei, da, să zicem, pot să influențeze sănătatea copilului. Și aici, din punct de vedere medical, se ridică o nouă problemă sau o mare problemă. Și anume că e foarte important ca mama, când vrea să facă un copil să fie sănătoasă, să fie controlată, să fie echilibrată, pentru că acel copil să aibă șanse, într-adevăr, să fie un copil perfect sănătos. Lucru pe care nu-l facem. Noi nu avem la ora asta o prevenție cu tinerile cupluri, știți? Nu avem o prevenție cu femeia care este pregătită să facă copii. Și aici este de lucrat. Dar astăzi vreau să vorbesc despre problemele feminine, vreau să spun că se pot trata natural, vreau să vorbim în seara asta, în ziua asta și seara asta despre actul sexual, de ce nu? Hai să vorbim despre partea intimă a lucrurilor, de ce nu? Păi, vorbiți de copil, vorbiți de responsabilitate, doamna doctor. Poate că ar fi trebuit să plecăm cu întrebarea. Bine, o să spuneți și e foarte, un răspuns foarte clar. Ce ar trebui să facă o femeie ca să facă un copil? Dumneavoastră o să spuneți, vă aud de acolo, ce ar trebui să facă o femeie? Să facă dragoste, nu sex. Și sex, bineînțeles. Dar sexul se face cu dragoste. Să știți că, dacă ținem cont că cumva mama și tata reprezintă cumva cuibul pentru copil, că așa arată. Dumnezeu vine și dă sufletul și noi punem cuibul, partea materială, da? Cumva eu am de cele mai multe ori foarte bună comparația, pentru că uterul este cuibul. Exact, pentru, da. Exact. Trebuie să știți așa că noi reprezentăm cumva și corpul omenesc, corpul fizic reprezintă locul, un fel de capsulă în care stă sufletul. Este templul sufletului, dumneavoastră știți. Și atunci trebuie să știți că practic locașul cel mai intim în care se formează copilul, adică uterul, trebuie să fie, sau în afara faptului că trebuie să fie sănătos din punct de vedere fizic, deci mama trebuie să fie, să zicem, cu absolutul ce este în regulă, deci un control, să zicem, la zi, din punct de vedere al ovarelor, da, să nu aibă anexite sau diverse lucruri, trebuie să vadă dacă într-adevăr uterul are dimensiunea normală. Să știți că sunt foarte multe persoane care n-au uterul dezvoltat. Cine vede lucrul ăsta la ecografie? La ecografie se vede. Bun. Ginecologul vede. Bun. E foarte important să nu fie infecții, pentru că să știți că sunt foarte multe tinere adolescente care au foarte multe infecții. Ori acelea sunt viitoare mame și foarte important ca ele să înceapă să meargă la controale, da? să cunoască igiena personală, trebuie să știe care e normalul și la ce se alarmeze, trebuie să știe despre actul sexual, trebuie să știe despre igiena primului act sexual și ce reprezintă și care sunt responsabilitățile și cum trebuie făcut, trebuie să lucrăm foarte mult, stăm foarte prost la nivel de societate cu acest lucru. De obicei știți că mama nu prea are multe de spus, trebuie să știți că tinerile fete nu prea stau de vorbă cu mama despre asta. Din păcate, nu vorbim mult despre acest lucru și ca urmare tinerile noastre află multe pe internet sau la colți de stradă, ceea ce iar nu este în regulă. Mai avem mult de lucrat. Și în afară de acesta, trebuie să înțelegem și ce ar însemna că dacă noi facem, să zicem, tinerile fete vorbesc, fac sex neprotejat și rămân însărcinate, care ar fi consecințele acestui avort care le-ar face după aceea, ce semnifică avortul și care sunt cumva lucrurile pe care le plătește o femeie în viață pentru că face avortul. Pentru că nu vorbim numai de lucruri pe care se spune în biserică, știți că este foarte grav să iei viața pruncului. Aici este vorba că, din punct de vedere psihologic, la femeie apare un sentiment al culpabilității care este la nivel de subconștient și care el lucrează acolo foarte mult și o să vedeți în emisiunea aceasta că sunt foarte multe boli mai târziu care sunt declanșate de acest sentiment al culpabilității și al vinovăției care rămâne acolo. Pentru că nimeni nu lucrează, ar trebui o astfel de adolescent, să zicem, sau o tânără să ajungă să rezolve cumva emoțional și la nivel mental, subconștient, cumva problema cu un medic. Pentru că, să știți, aceste lucruri de obicei se și ascund,
nu le știe nimeni, se fac așa, știți, pe ușa din dos și cu niște sechele apoi care pot să afecteze, de exemplu, relația, pot să afecteze viața de cuplu, viața de pat, da? Pot să afecteze, pot să apară o frigiditate sau probleme la nivel de orgasm, al orgasmului. Adică sunt niște lucruri pe care nu se spun, care sunt tabu, care nu se vorbesc, cu niște implicații foarte mari apoi în starea de sănătate a femeii. Și acum este necesar să începem să vorbim despre acest lucru dacă vrem rezultate, pentru că trebuie să știți că... Știți, m-am gândit că fiind o emisiune de weekend, dragi telespectatori, ați venit și dumneavoastră acasă, stați și sunt lucruri pe care ar trebui să le spunem cum s-ar spune pe față. Pentru că dacă vorbim despre igiena primului act sexual, niciodată n-am luat în discuție acest aspect, pentru că, așa cum spunea doamna doctor, sunt tabu, nu vorbim despre toate acestea, nu, trebuie să vorbim. Vorbim, doamna doctor, și haideți să mai vorbim, eu vreau să vă întreb de ce unele cupluri sunt infertile, dar haideți să mai rămânem puțin în sfera aceasta, că educație, vedeți, este vorba de, dumneavoastră vorbiți și de prevenție și de educație în același timp. Se face în școală educație, vedeți partea aceasta a prevenției, pentru că în pachetul ăsta de bază care, de servicii medicale care a fost aprobat, ci că în premieră se pune accent pe prevenție. Pe naiba! Acum, dacă vorbim de prevenție, prevenția ar trebui să se facă cumva, sau aceste discuții trebuie să aibă loc într-un mod organizat. În școli poate să se întâmple acest lucru de către medicul, de către medic sau de către psiholog mai ales, care poate să discute, pentru că apropo de igiena primului act sexual, putem vorbi și de implicarea emoțională și psihologică a primului act sexual, pentru că acolo sunt foarte multe emoții puse în joc, să știți, adică întotdeauna este ceva foarte, foarte așa incitant pentru cei doi tineri care fac acest lucru și de multe ori nu sunt pregătiți, știți? Noi lăsăm foarte multe lucruri, lăsăm totul natural, adică spun da, fiecare a făcut asta odată și e ok. Problema este că din punct de vedere holistic, și vreau să spun aici, să atrag atenția, sunt foarte multe lucruri neștiute. Noi trăim cumva într-o incultură a sexului, a cuplului, a feminității, că vorbim de femei, nu știm, sunt foarte multe femei care nu știu că este necesar, obligatoriu și foarte important energetic să ai orgasm, da? Și este, cum să vă zic, este de exemplu starea de orgasm, da? Este foarte importantă, este vindecătoare. Face parte din punct de vedere energetic, este ca un medicament de vindecare, ca să înțelegeți. Foarte bun. Este o echilibrare foarte mare din punct de vedere energetic. Și sunt foarte multe persoane care nu știu acest lucru și nu știu că în momentul în care nu fac acest lucru și nu finalizează, să zicem, sau decât se prefacă, știți că foarte multe femei au această problemă, o problemă cu ele însele, de fapt, trebuie să știți că duce la boli acest lucru. Și e foarte important să înțelegi că e nevoie de acest lucru. Sunt foarte multe femei care sunt frigide și ne speriem de acest cuvânt, dar este important și acest cuvânt să-l disecăm. Spuneați de infertilitate la un moment dat. Sunt foarte multe cupluri infertile. Eu am foarte multe cupluri care vin infertile. Și trebuie să știți că infertilitatea poate fi așa la nivel fizic, adică într-adevăr, e o problemă acolo, de exemplu, sunt chistele ovariene. Ei sunt anexite cronice și adolescente netratate și ajung femei să facă și sunt anexite cronice. Pot să fie, de exemplu, o stare, mai rar fibroame, dar există. Eu am o tânără cu fibroame la 20 și ceva de ani, adică cum să ai fibrom la 20 și, știți, e cam de vreme. Hormonale. De vreme, știți? De asemenea, pot să mai fie uter, retrovers și diverse alte probleme care nu sunt atât de grave, dar și ele, dacă nu știi să le gestionezi, știți, anumite lucruri pot să ducă la așa ceva. Dar nu există numai o infertilitate fizică. Vorbim de infertilitate emoțională, vorbim de infertilitate și la nivel sufletesc și la nivel mental, e în 4D infertilitatea. Și de cele mai multe ori, aceste celelalte 3 nu se investighează și vă dau un exemplu de infertilitate la nivel sufletesc. O să vă dau exemplu. La mine, în cabinetul meu a venit foarte, foarte mult timp, cam un an și ceva, o persoană care nu reușea să aibă copii. Bine, a trimis-o cineva din familie, m-a recomandat, a venit doamna, am făcut un test și era foarte interesant că avea tot ce trebuie din punct de vedere fizic, dar nu rămâne însărcinată de ceva mulți ani, adică deja. Și eu am obiceiul să fac un test la un moment dat în care persoana să-și aleagă tratamentul. Există și așa ceva prin culori, nu știu de ce am ales această metodă. Și am observat că exact tratamentul care o ajuta să rămână însărcinată nu-l alegea.
Adică exact evita asta, știți? Și întrebarea mea, în momentul acela mi-am dat seama că de fapt nu-și dorește în profunzimea sufletului să rămână însărcinată și am întrebat-o, dumneavoastră, chiar vreți să rămâneți însărcinată? Și s-a gândit și mi-a spus nu. Dar să știți că nici ea nu conștientizase, după aia am discutat și atunci așa a dat seama de fapt că nu-și dorea. Și motivul era că nu se simțea totuși în siguranță cu partenerul ei, cu soțul ei. Avea acolo un dubiu din punct de vedere sufletesc, dacă este partenerul, dacă e între ei iubire maximă. Și trebuie să știți că și sufletul, că el e șeful, poate comanda asta. Adică nu facem copii. Cu alte cuvinte, ea nu-și luase nicio măsură ca să nu facă copii, știți? Deci era natural. Undeva avea asta, a răspuns cumva la întrebarea mea, știți? Nu o conștientizase, să zicem, nu conștientizează răspunsul, dar corpul ei refuza acest lucru. Înțelegeți? Și mai există, de exemplu, și alte cazuri în care, Dumnezeu cumva nu participă la acest lucru. Că spuneam că actul de a face copilul este un lucru în trei, da?